Se rupe Europa? Anunțul care șochează Uniunea Europeană. Vor să rupă relațiile? Ungaria se confruntă cu o lovitură grea în urma poziției de susținere a lui Vladimir Putin adoptate de Victor Orban. Vicepremierul și șeful partidului de guvernământ din Polonia, Jaroslau Kaczynski, a spus că țara sa va rupe relațiile, în cazul în care autoritățile de la Budapesta nu își schimbă atitudinea. Așadar, Jaroslau Kaksinski a declarat la postul polonez Radio Plus că vede într-o lumină, categoric negativă, poziția adoptată de Victor Orban față de Vladimir Putin. Totodată, liderul partidului conservator Lege și Justiție, Pise, a catalogat decizia Budapestei de a accepta solicitarea Rusiei privind plata gazului natural în ruble, drept ceva foarte trist. În acest context, spune Kaczynski, cele două țări nu vor mai putea coopera ca până acum, în cazul în care Orban nu se schimbă. Acesta a subliniat și că lui Victor Orban trebuie să îi se recomande să meargă la un oftalmolog în momentul în care spune că nu poate vedea clar ce s-a întâmplat la Bucea. După ce ministrul de externe din Ungaria a informat că guvernul de la Budapesta vrea să plătească gazele naturale în ruble rusești, Comisia Europeană i-a transmis un mesaj urgent lui Victor Orban, avertizându-le că încalcă sancțiunile europene impuse Rusiei. Am făcut o analiză a decretului lui Putin, iar cazul juridic este foarte clar. Ceea ce sugerează Putin această transformare a euro în ruble și apoi plata facturii la gaz ar fi o încălcare a sancțiunilor. Dacă plătești în ruble, încalci sancțiunile, eludezi sancțiunile pe care le-am pus Rusiei. Până acum Ungaria a respectat sancțiunile, așa că până când nu vom vedea contrariul, este în regulă. Niciodată nu am mai văzut Uniunea Europeană atât de unită, atât de hotărâtă, atât de rapidă. Și cred că pentru fiecare dintre statele noastre membre, de asemenea, o întrebare, vreau să fiu eu primul care să rupă această unitate. Cred că nu, a explicat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri, 8 aprilie, potrivit Sienen.